Bună ziua, dragii noștri! Astăzi am invitat în studio două persoane foarte interesante. Vă spunem de pe acum că vom vorbi mai mult în franceză decât în română, deoarece îl avem aici pe monsieur profesor Normand Cornet. Este un critic de artă de aici, din Canada, de proveniență din America, din Statele Unite, și doamna Carmen Smutneac, o pictoriță româncă, de origine română, stabilită aici în Canada, foarte talentată, care a intrat în, să spunem, în vizorul criticii de specialitate de aici din Canada. Bienvenue, monsieur professeur Normand Cornet, bienvenue Carmen Smutneac. Alors, voilà, de nouveau, on continue notre discussion. Comme je vous ai dit au début, on va discuter librement. Il n'y a pas de questions-réponses préparées à l'avance. Alors, je pense que monsieur professeur Normand Cornet pourrait avoir une immersion, incursion dans l'œuvre de Carmen un petit peu plus. Voilà, je vous laisse causer à deux. Mais j'aimais beaucoup ce qu'elle vient de dire, Mademoiselle Smutniak, quand elle parle du passage. Et je m'aperçois, après beaucoup de discussions avec elle, à quel point il y a chez elle, dans chaque tableau, une quête spatio-temporelle. Donc, elle explore l'espace, elle le crée même sur le tableau, mais également, elle explore le temps, le passage du temps. Et c'est pour cela qu'on a tellement l'impression, dans ces toiles, que l'être humain est éphémère, qu'on est dans l'instant même, et qu'on n'est que de passage, nous, les êtres humains. Et au fond de tout cela, il y a, et on en a parlé dans nos échanges, il y a foncièrement une quête philosophique, une exploration de la condition humaine. Parce qu'on a l'impression que tous ces personnages sont transitoires, comme nous. Et ce qui me fascine chez elle, on en parle, cette dynamique entre ce qui est foncé, obscur, et ce qui brille, ce qui est clair. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours comme une menace qui plane sur la toile. Et j'aimerais justement lui demander d'où vient ce sentiment. Je regarde toute cette beauté, toute cette brillance, tous ces personnages bien habillés, et je sens au très fond de moi-même un malaise. J'aime aussi croire que je capte la lumière, puis je la projette sur mes personnages, puis en même temps, je capte la côté foncé de l'univers, puis en mettant tous les deux un à côté de l'autre, je crée une sorte de profondeur, puis une sorte d'immensité qui nous entoure. Aussi, mes personnages, comme vous disiez, là, c'est vrai. Moi, je veux l'amener du passé. Je l'amène dans ici, sont comme ils sont présents, mais je les projette en futur. Ils vont s'en aller vers le futur, mais dans un espace-temps qui... Puis là, ils sont immortels, parce que comme les autres, comme mes personnages et moi aussi, on ne croit pas que la notion de temps existe. C'est quelque chose d'irréel, c'est seulement une illusion. Et je crois que ça rejoint ce que vous dites, M. Ballon. Vous parlez tout à l'heure de la psychologie. Pour moi, l'œuvre... celle-ci en particulier, mais dans l'ensemble de votre œuvre,
C'est une œuvre, mais foncièrement psychologique. Quel est notre état d'âme? Et mais, j'ai l'impression que vous reflétez un état d'âme mais, dans chaque toile. Oui, parce que peut-être ça, peut-être c'est, je peux dire que c'est un peu influence baroque. Dans, les, dans le baroque, là, dans le style baroque, il y a ce chargement de détails, de personnages, sont entourés de toutes sortes de choses qui arrivent. C'est comme peut-être pour nous donner cette inquiétude-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces personnages? Parce que pas seulement que je l'amène de le passé, puis je le projette dans le futur, mais je l'amène avec leur intérieur à eux. C'est un état d'esprit qui est là. C'est leur inquiétude. C'est, ils viennent avec leur, des époques différentes. Puis je, comme je veux mettre dans ces personnages, à moi, le... un sens de pensée philosophique sur toutes les questions qui bouleversent l'humanité et puis les civilisations. Qui sommes-nous? D'où on vient? Où on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Même les questions, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'art? C'est toutes des questions fondamentales qui on ne sait pas répondre tout à fait. Là. On philosophe, on fait des philosophies sur ça, mais qu'est-ce que, où est la réalité? On ne sait pas. Et pour ça, ce chargement des objets, ce chargement des bijoux, puis des toiles, puis des tissus qui sont autour, seulement pour montrer leur mouvement intérieur, là, leur état d'âme qui a la quête de lui-même. Carmen, là, tu l'as très bien dit, j'aime ça, que on se pose des questions. Je pense que c'est ça que l'art fait, peu importe quel spectre de l'art on touche, ça nous fait poser des questions, se poser des questions sur nous-mêmes. Sur, et toi, ma question, c'est, toi, quand tu crées un tableau, ou quand tu fais une exposition, as-tu le sentiment d'un créateur qui veut transmettre un message, qui veut partager avec ton talent, le message partagé au public, ou tu le fais pour toi? C'est un acte égoïste ou... Oui, non, mais c'est ça. Des fois, on ne sait pas pourquoi on le fait. Tu sais, on ne fait pas. Les musiciens, ils ne savent pas pourquoi ils chantent. Mais il y a quelque chose dans nous-mêmes là, qui nous dit de faire ça. C'est quelque chose de mystérieux à mais créer quelque chose. Est-ce que tu penses aux autres quand tu fais, quand tu crées? Moi, j'ai un message. Le partager, transmettre. J'ai un message à dire. Mais c'est bizarre des fois que le message qu'on transmet dans les arts en général n'est pas reçu de la même façon que nous, on l'a pensé. Parce que chacune interprète... Ça, c'est intéressant, Oui, c'est très intéressant. Puis je suis étonnée dans les expositions quand je fais, voir que les gens le voient de tout à fait différent. Puis je dis, ben oui, tu as raison, là, c'est comme ça, pensé à ça, mais c'est vraiment intéressant parce que chacune a des connaissances, chacune a un niveau culturel, chacune a... Sa propre perception. Qui voit les choses différemment que l'autre. Mais quand il voit la même chose que je fais, là, ça me réchauffe le cœur. Puis je le vois toujours en angoisse. Quand je crée quelque chose, c'est toujours une sorte d'angoisse, une sorte de malaise quand je peins. Je me laisse aller comme ça, mais des fois, le tableau qui me guide. Je dis, OK, je fais ça ici. Les personnages qui ne sont pas des personnages réels, ne sont pas quelqu'un qui ressemble à quelqu'un. C'est seulement des suggestions qu'une femme, un homme ou quelque chose. Mais je me laisse aller porté par ces personnages-là qui sont comme des poupées ou des marionnettes. Puis ça me fait mal à le faire. J'arrive très difficilement à la fin du tableau parce que je ne sais pas où j'arrive. C'est comme un défi. Chaque tableau est un défi. Je me prends des palettes de couleurs différentes qui, chaque palette, tu sais, c'est une philosophie, il y a une chromatique spécifique. Est-ce qu'un tableau, spécifique. Ça se recrée avec le temps? Moi, quand je le regarde, après, je vois les défauts, c'est vrai. Je vois les défauts dans le tableau. C'est bizarre, ça. J'ai dit, OK, peut-être ici, je devais faire comme ça. Mais là, à ce moment-là,
j'ai senti comme ça, je le fais comme ça. Mais c'est toute une angoisse. Je ne sais pas, ce sont des gens qui peuvent peindre avec de joie. Ils peignent parce qu'ils le font plaisir. À moi, ne me fait pas plaisir. Et quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu le fais? Et moi, je le fais parce que j'ai quelque chose à dire. Puis, c'est la seule chose avec laquelle je peux dire quelque chose. Je ne peux pas écrire, je ne suis pas bonne en parole, des choses comme ça. Mais j'ai des choses à dire. Et c'est la façon de le faire, de voir le monde, moi comme je vois moi le monde, comme on voit les temples, les inquiétudes qui nous, de tous les jours, les inquiétudes de toute une civilisation humaine. Qu'est-ce qui se passe avec nous dans l'espace? C'est nous qui on est dans le temple ou c'est le temple qui est dans nous? On ne sait pas là, c'est une sorte de mystère. C'est un mystère total. Normand Cornel le disait. Nous sommes éphémères, malheureusement ou heureusement. Notre temps est éphémère aussi. Nous allons reprendre notre discussion dans une édition ultérieure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très intéressant. C'était un plaisir de vous recevoir chez SCOTV. Merci, Monsieur Ballard. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Bună ziua, dragi telespectatori ai SCOTV. Astăzi am invitat în studio pe doamna Ioana Gabriela Costache, consul general al României la Montreal din 2017. Dumneaia are o experiență remarcabilă în viața diplomatică, dar o vom lăsa pe dumneaia să ne prezinte puțin curriculum diplomatic pe care l-a străbătut. Printre altele, vă reamintim, a îndeplinit funcția de consul general al României la New York, a avut o activitate diplomatică pe lângă Națiunile Unite și în Uniunea Europeană. Bine ați venit, doamna consul general! Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Dacă... Vă mulțumesc eu în timp, permite să vă întrerup doar două secunde, nu-mi stă în obicei, dar țin să vă mulțumesc pentru că ați înfruntat traficul ăsta uneori îngrozitor de aici din Montreal. Apreciem foarte mult că ați făcut lucrul ăsta, mai ales că agenda noastră este foarte, foarte încărcată. Bine ați venit încă o dată. Vă mulțumesc frumos, consider că a meritat să străbat acest drum și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș dori ca telespectatorii noștri să vă cunoască puțin mai bine. Sunteți deja de 2 ani și aproape jumătate, dacă nu chiar mai bine, la Montreal. Vorbiți-ne puțin despre cariera dumneavoastră diplomatică. Vă mulțumesc că încep cu o corectură mică, sunt de un an și jumătate. Din august 2017. Exact, august 2017. Este a doua iarnă. M-am grăbit puțin, da. 2019, da. Da. Mi-am început cariera în Ministerul Afacerilor Externe în anul 1992. Sunt absolventă a Facultății de Drept a Universității din București, cu specializarea Drept Internațional. Am urmat cursuri de perfecționare în domeniul relațiilor internaționale în Marea Britanie și Olanda și din anul 2010 sunt doctor în științe politice al aceleiași universități din București. Felicitări. Vă mulțumesc frumos! Cu o teză pe tema evoluției principiului nefolosirii forței în relațiile internaționale și crima de agresiune. În Ministerul de Externe am lucrat în centrala Ministerului, am lucrat în mai multe departamente, protocol, resurse umane, drept internațional și tratate, ONU și diplomat. Am parcurs toate treptele profesionale, toate gradele diplomatice, de la cel de atașat până la cel de ministru plenipotențiar pe care îl dețin în prezent. Și în exterior am lucrat în cadrul misiunii permanente a României la ONU, am fost consilier juridic, am de asemenea
în cadrul ambasadelor României la Dublin, în Republica Irlanda, și la Varșovia, în Republica Polonă. Și din 2013 până în 2017 am fost, așa cum ați menționat, consul general al României la New York, iar acum, din august 2017, am preluat responsabilitățile de consul general al României la Montreal. Presupun că venirea noastră aici la Montreal, numirea în, în post, să spunem, în funcție, a venit și cu oarece așteptări, cu un mandat, cu niște obiective pe care vi le-ați propus. Care ar fi prioritățile noastre, mai ales că România a preluat prezidenția Consiliului Europei? Dacă îmi permiteți, în prezent, de fapt de la 1 ianuarie 2019, România a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru 6 luni. Și Consulatul General al României la Montreal este, pe lângă Ambasada României la Ottawa, instituția care promovează obiectivele, prioritățile acestei președinții în Canada. În acest spațiu de acreditare în Quebec și provinciile, celelalte provincii atlantice. Să înțelegem așadar că este, ne putem simți privilegiați că Consulatul General din Montreal a fost ales pentru... Da, au fost... Adică este întâmplător, este ceva obișnuit sau este totuși un... Face parte din activitatea diplomatică și consulară. Toate ambasadele, toate misiunile noastre diplomatice în această perioadă desfășoară aceste activități și unele oficii consulare din state importante pentru relația Uniunii Europene cu țările respective. Care este, care sunt provinciile, teritoriul pe care consulatul pe care îl circumscripția, conduce, da, în circumscripția consulară a consulatului de la Montreal intră în primul rând provincia Quebec, cea mai mare provincie din area de jurisdicție, Prince Edward Island, New Brunswick, Newfoundland și Labrador și Nova Scotia. Deci sunteți o mână de oameni, să spunem, 5 persoane sau care gestionați totuși un teritoriu destul de vast. Chiar o mână de oameni suntem. Mai am 3 colaboratori din cadrul Ministerului de Externe și mai este colegul de la consilierul economic, cel care activează din luna aprilie a anului trecut în cadrul Biroului de Promovare Economică și Comercială la Montreal, cu precizarea că este singurul consilier economic al României în Canada și că acoperă pe lângă zona noastră și celelalte și restul spațiului canadian. Deci aveți, nu duceți lipsă de nu ne inventăm obiectul muncii. Da. Când ați fost numită aici la Montreal pe postul de consul general, spuneați că abia așteptați să cunoașteți comunitatea română de aici, pentru că este o comunitate activă, puternică, importantă. Haideți să le luăm pe rând. Important, rezumându-ne la cifre, câți români trăiesc în provincia Quebec? După statisticile canadiene, în circumscripția noastră se află circa 60.000 de români. Mă refer la ultimele statistici, aferente anului 2016. Recensământul... Da. Cei mai mulți sunt concentrați în provincia Quebec, iar dintre aceștia, circa 47.000 în Montreal. La regiunea metropolitană. Regiunea metropolitană, Longueuil, Laval, celelalte. Da. Este
Asta înseamnă mult sau înseamnă puțin? Din punct de vedere al unui oraș din România, ar fi un oraș cam ca Pașcaniu, poate, împrășteat pe câteva sute de kilometri rază, dar din punct de vedere al guvernului României este o comunitate importantă, atât din punct de vedere statistic, numeric, dar cât și din punct de vedere al efervescenței asociative și culturale pe care am cunoscut-o aici la Moral. Sunt impresionată de numărul de asociații care desfășoară activități variate, interesante, cele mai multe cu temă culturală, educativă, istorică, tradiție. Istorică, exact. Ne oprim pentru o scurtă pauză, după care vom continua dialogul, pentru că este un dialog, nu este chiar un interviu la care punem întrebări și primim răspunsuri gata făcute. Să știți că este chiar o plăcere să avem această discuție spontană și bazată mai mult pe dialog decât pe cifre și pe obiective și pe misiuni. Ne vedem după pauză.